am prins-o pe individa asta. Deci e cățărată de sus, dacă se vede becul ăsta, e de sus din partea aia și până jos aici, adică nu se vede foarte bine, dar îi place foarte mult în nou terariu și mie îmi place extrem cum se vede. Se vede superb, superb, superb. Da, după cum se poate observa, dragi prieteni, noutăți în camera cu animale exotice. Deci am băgat aici femeluța de corn, unde am avut pereche matură de Oricanta calcarata, acele insecte foarte mari, pe care le am, bineînțeles, dar le-am mutat în alt terariu. În terariu unde a fost Miriapodu, care a murit de bătrânețe, încă o dată vă specific, deja l-aveam de foarte mult timp și na, nu trăiesc foarte mult. Insectele trăiesc puțin, în jur la un an, poate 2 ani, foarte puțin. Fluturii nu mai zic că trăiesc și mai puțin, în funcție de specie. Aici avem lângă pui din Euricanta calcarata. Avem și pe sus, pe acolo, uite, nu, unde mai sunt? Deci unul acolo, unul dincolo, 2, 3, sunt spate acolo, nu cred că se văd foarte bine. Mai e unul pe sus acolo, nu știu cât de bine se vede. Sunt 6, trebuie să fie aici. Am cumpărat 10, au mai rămas 6. Bine, erau foarte mici unii din ei, dar ăștia au crescut, deja năpârlesc, se dezvoltă foarte bine, dar mai sunt unii care au murit. Ia uitați-o ce minunăție, ce superbitate de șarpe. O femelă de corn snake amel stripe. Foarte frumoasă. Marca domnul Fota Alexandru din terariu. Deci, ia uitați-o cum s-a întins, deci exact invers. Eu nu știu cum stă în momentul ăsta. Deci nu-mi pot da seama cum stă. Aici e un bec econom, n-are nici, cred că, nu mai știu, 7-8 vați are. Mai mult așa de lumină de design, n-au nevoie de UV, șerpii. Deci, ăștia de aici, ce am eu, n-au nevoie nici de UV, au nevoie de căldură la temperatura camerei. Ba chiar pentru cei care nu știu, corn snake pot să și stea la un fel de semi-hibernare, așa să zic, nu chiar hibernează, dar pe perioada iernii pot fi băgați mai la rece câteva luni. Ia, ce fain se vede, ce superbă se vede. Uitați așa că dau și geamul jos să o filmez și mai bine. Așa, în videoclipul de astăzi o să vă prezint puțin noile terarii, cum le-am amenajat, dacă nu v-ați dat seama. Dar nu pe toate odată, ci o să facem așa filmulețe separate, cu animăluțele așa pe rând. O să vă prezint șerpii în acest videoclip, cele trei terarii la șerpi, după care o să urmeze terariile pentru șopârle, pentru insecte, pentru tarantule. Țestoasele, o să le arăt țestoasele, că am una, broaștele, una țestoasă și două mai mici, dar uitați-vă puțin cât de frumos se vede. E incredibil cum stă. Faza este că acel perete este și puțin scorțos, așa. Are aici și un corbac, această bucată de lemn, se poate băga sub ea, aici mai e o bucată de lemn, niște mușchi, îl mai stropesc să aibă umiditate, bine, plus că îi pun apă și aici, puțin așa substrat și asta e artificială, e singura artificială, pe care au ros-o, au tot încercat să o mănânce insectele care au fost înainte, zicând că e reală, pentru că era verde. Da, ăsta ar fi terariul la primul șarpe. Deci o femeluță care are vârsta de un an și vreo 4 luni, aproximativ. Da, mă caută cineva, notificări. Aproximativ un an și 4 luni. Deci în video de astăzi o să vă prezint strict doar șerpii. Ia să vedeți acum, că asta are tendința de a sări să muște. Cel puțin când o țineam în caserolă, da. Nu simți nimic, nici nu apucă, dar are tendința de a mușca. Wow, dar ce-mi place cum cade lumina cu becul ăsta. Superbă se vede, superb, se vede și culoarea.
aproape ca și... Da, e aproape naturală culoarea, se vede, incredibil. Dar cum stă ea acolo? Deci peretele ăsta așa e puțin scorțos, se poate urca orice pe el aproape. Superbă! Cred că are vreo 40 de centimetri, n-am măsurat-o, sincer. În schimb, uite, asta e singura pe care n-am măsurat-o, dar cred că are în jur la 40 de centimetri, zic eu. 40, poate chiar 45. Mamă, dar ce frumos stă acolo! Deci neapărat un mare, 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 mare like acum, vreau să apese toată lumea, pentru că știu că vă plac clipurile astea, mi-ați mai cerut și încerc să vă arăt un conținut de calitate, consider eu. În același timp învăț foarte multe și încerc să vă arăt și vouă de la alți crescători, încă am multe de învățat, poate nu mai sunt chiar la rangul de începător, dar nici expert nu sunt. După ani de zile poți să te numești mai cu experiență, nu că expert, că nu se poate numi expert. Toată viața înveți lucruri noi. Da, nu se vede, îți dau LED-ul spre tine, lumina. Bă, dar e totuși puțin călduță, nu foarte tare, dar na, îi mai dai și puțină căldură. Niște șerpi, genial, n-ai loc să te bagi pe acolo, să știi. Da, bun, deci uite mă cum stă pe sus, îmi place și nu mă pot opri din filmat acum pentru că e prima oară când am pus-o acum în terariu. Bine, are vreo 15 minute și acum a început să cerceteze și nu doar ea, ci și ceilalți cercetează dezor, mai ales Zoki, care este dedesubt în noului terariu, care arată și ăsta fenomenal. Adică părerea mea, nu știu acum, na, o să-mi spuneți voi în comentarii dacă vă place sau nu. Dar uite mă cum stă șerpele, mă. Băi, frate, încă nu i-am găsit un nume pentru această femelă. Adică nu mai știu dacă v-am spus un nume sau nu. Mă gândesc să-i zic Rita. Nu știu de ce, așa mi-a venit acum pe moment. Un nume nu știu dacă se potrivește, dar n-are importanță. Cred că o să rămână Rita, mă, mai vedem. Deci uitați-o pe Rita Cățărata. Da, hai să trecem la următorul. Și poate o să vă mai arăt puțin după aia, dacă mai face ceva interesant. Hai să punem sticla la terariu. Trecem dedesubt, unde vreau să vă arăt noul terariu pe care l-am făcut pentru Zoki. Un terariu la comandă de la domnul Alex din terariu. Încă o dată vă repet, îi fac publicitate, reclamă, un om de nota 10, am fost plătit cu 10.000 de euro, se fac reclamă, glumesc. Da, ok, îl avem aici pe... Unde ești, mă? Care ți-e capătul? A, acolo e coada. Ok, înseamnă că capătul este sub polul de apă. Nici aici nu-i. Mă, deci e aici și nu este în același timp. Stai așa că... Unde ți-e mă capul? A, uite-l! Uite capul cum e băgat! Deci, adoră să se bage prin pământ încă de când l-am pus, are câteva ore. Eu încă n-am terminat de amenajat toată camera, încă sunt puțin cu lucrurile nepuse la punct, în dezordine, dar o să fie gata. Dar am hotărât să filmez acest video pentru că nu aveam răbdare. Nu știu când o să-l pun, cred că o să dureze o săptămână, două până să pun clipul ăsta, pentru că mai am și altele de făcut, adică mai am și alte clipuri programate. Domnul Zoki, pentru cel care nu-l cunosc, este un șarpe, tot un corn snake, la fel ca și femela, tot un amel stripe, un mascul cu vârsta de 7 ani jumate de acum, are 7 ani jumate, poate să trăiască lejer încă atât, să zic, depinde. Deci uite-l cum se bagă, cum se întinde. L-am văzut, am pus aici o buturugă, o punciot de salcăm. În spate are un am uitat cum îi spune, un mic palmier, nu mai știu exact denumirea științifică, dar e un palmier aici și un palmier în colțul celălalt, puse în ghivece, sunt naturali. În ăsta am văzut că se băgase acolo, i-am lăsat așa pentru că nu i-am plantat, că dacă îi plantez și trebuie să-i ud, mi se nu se umfle palul, dar așa îi ud perfect, îi fără nicio problemă, niște vase de apă și n-am treabă.
și îi țin așa din scurs să nu se facă foarte mari, că nu le mut ghifeciu. Am văzut că se băga, se urca prin el, a încercat să intre în el, a săpat acolo puțin, dar a văzut că nu poate să intre. L-a lăsat deoparte, l-am pus să nu dărâme, pentru că l-a dărâmat odată. În capătul acela la fel, mai am un butrug aici, vrea să îi evadeze, nu se vede foarte bine. Unde vrei să ieși? Dacă se vede roșu lumina acum, e roșie, uite cum lasă dâre de pământ. I-am mai pus niște lemne, na, și pământ dintre ăsta horticol turbă cu ce o fi amestecată, direct cumpărată la sac dintre la mare, pentru că n-am pus de pământ de grădină sau ceva, am pus să fie steril, să n-aibă nicio problemă sau gândaci sau nu știu, altceva pe aici. E un șarpe care are 1,52 de centimetri măsurat, dacă l-am măsurat eu bine, dar l-am măsurat cu metru. Are 1,52 m, terariul are 1,40 m. Tusea mea. Deci e mai mare, mai lung decât terariul, dați să vedeți. Deci se duce spre capăt. A ajuns în capăt. Da. Stai că nu-mi dau seama. Dacă ar sta întins perfect, s-a dus. Deci e puțin mai lung decât terarul. Sau, nu, cât am zis? Stați așa că am greșit. 1,52 m are 1,42 m. Îmi cer scuze. Terarul are 1,40 m, iar el are 1,42 m. Deci e aproape cât terarul. Un șarpe lung de aproape 1,5 m. Stați așa cum se vede. De jos șopârlele. Să urmeze video și de la ele. Vrea să evadeze. Le place așa să se urce. Deci ia uitați-l cât de frumos se vede așa. După cum se poate observa pe pereți, am pus un fel de colant, dar nu e chiar colant, pentru că e mai gros și are denivelări dintre astea, un material așa mai interesant. Mi-a plăcut modelul. În spate două aerisiri mai mari și în față patru mai mici. Am ales în față și în spate să îl fac așa modelul ăsta, pentru că circulă aerul de sus în jos. Se duce în spate, dacă le făceam pe lateral, în cazul în care vrei să unești mai multe terarii, să nu rămână spațiu între ele, că trebuie să circule aerul. Cum am la vechile terarii, tot de la Alex, și la el, na, așa le făcea la început, între timp am mai învățat. Și pentru a nu rămâne spațiu așa puțin între, cum ar fi aici, nu deranjează cu nimic, dar na, să fie și a plăcut și ochiului. Ok, avem aici pe Zochi. Îl avem frumos. Ce spuneți, cum vi se pare nou terariu? Avem și o pârlă care vrea să se bage la masă. Un leopard, dar nu se vede bine. Ok, îmi place foarte mult. Cred că îi voi pune și niște crengi pe sus. Pentru că am observat că îi place să se urce. Deci a început să cerceteze tot terariul ăsta. Deci, nu știu, zic că arată superb, mie îmi place. Trebuie să mai șterg geamurile cu clean, să le curăț bine, bine, că nu le-am șters încă. Bine, și așa scurate, că tot băgam mâna și am uitat că e sticla și aveam impresia, era să sparg. Deci, Mr. Zochi, când va mai crește femeala peste vreo 2 ani, o să intre aici cu el. Nu neapărat pentru un perechiar, ci pur și simplu vreau să-i țin pe amândoi în același terariu. Dar acum, individ, acum stă acolo, mă. Fiți atenți aici, cum poate să stea. Fenomenal. Incredibil de frumos. Se ține așa cu mușchii. Mă întrebase cineva odată, nu mai știu, pe un live sau undeva, sau bine, nu știu dacă a fost la mișto sau cred că era prea idiot, câte picioare îi crește unui șarpe. Când credea că e pui, și când e mare o să-i crească, nu știu. N-am mai auzit așa ceva, dar pana mea. Tot felul de oameni. Da, îi place foarte mult lui Zochi să cerceteze și mie îmi place extraordinar, dar extraordinar de mult că acum pot vedea animalele la liber. Adică tot colțul ăsta e genial, dar o să vă arăt și partea de jos după și de sus și toată camera completă. Momentan video ăsta e doar cu șerpi. Un like pentru acești șerpi, pentru cei cărora le plac, nu e obligatoriu, dar mă ajută like-urile voastre, ia să vedeți că se întinde și cât terariu. Fără puțin. Fără puțin. Încă nu mă lasă tusea asta.
Deci, aproape un metru jumate. Nu știu dacă l-am măsurat perfect, dar eu așa zic. Deci, fiți atenți. Este din partea aia și până în partea aia. Deci, cred că are chiar mai mult de 1,42 m, s-ar putea să aibă 1,45 m, până într-un metru jumate, fără câțiva centimetri. Trebuie să mă ajute cineva să-l țin, că e complicat și cu metru nu stă. Oricum, în jur la 1,5 m are. A, din aur, acum jumătate de oră i-am măsurat. Trecem la cel de-al treilea și ultimul șarpe pe care l-am, și anume un piton birmanez, un mascul Burmese, granit. Asta trebuie neapărat să-l șterg, că e plin de pete. La fel, l-am băgat aici, nu mai stă pe cutie, am și spus asta încă de la început. Unde ești, mă? Ia uite-l acolo în spate, a năpârlit și individul. E băgat după aceste plante. I-am pus acolo două, văd că acolo preferă. Niște lemne, bucăți de lemne, la fel substrat, pământ dintre ăsta. Aici încă o plantă dintre asta. Le-am pus ceva mai rezistente la șerpi, cel puțin astea sunt mai zdravene, că se cam urcă pe ele și le pot strica. Deci, cât îmi place să mă uit așa în terariu acum, pentru că arată incredibil de frumos. Nu știu, îi văd, așa mă bucur de ei acum și am spus că ăsta e scopul de la început, vreau să le creez condiții animalelor mele. Bine, reptile, ce-or fi ele, dar tot animale sunt. Vietăți, tot ce am. Ia uite-l ce frumos e. No, n-aveți cum să nu spuneți că nu e ceva frumos. Oricât de mult nu v-ar plăcea, uitați-vă ce interesant e, ce culoare are, cum cercetează, ce-l duce pe el căpșorul să facă. E un grăsan frumos. Unde-i coada? Iar aici, deci cam așa arată terariul. Chiță e pui de șoarece. Chiță e puișor de șoarece, am pus acolo. Ia uite cum suc, hai să vă arăt așa rapid. Ia uite cum suc. Ia uite cum suc. Toțurei. Toțurei. Grăzunei. Da. Aia sunt animal de companie, nu-i dau la șerpi. Da, hai să vă arăt, să scot puțin și... și are și vas cu apă acolo, după cum observați. Deci aici e cam așa, simplu. Și la obiectul ăsta nu o să-i trebuiască crengi bețe, pentru că se face un piton, se face un șarpe gros, masiv. Un șarpe care stă doar pe pământ. Deci nu se urcă în copaci, nu e un șarpe subțire să poată să... Nu fuge, nu aleargă, să zic așa, nu se deplasează la fel de repede ca și, trebuie să șterp aici, să aspir, ca și alții, pentru că, na, sunt specii diferite. Da, tusea mea. Este unul dintre cei mai mari șerpi din lume, adică se face printre cei mai mari, cei mai groși din lume, mai ales femelele. Eu am un mascul, e un pui, un puișor de anul ăsta, care în momentul de față are 72 de centimetri. Acum a înăpârlit în urmă cu 4 zile, a înăpârlit, are 72 de centimetri momentan. Suntem în luna decembrie și este superb. Deci uitați-vă ce culoare are. Este o superbitate. Îmi place maxim. Mănâncă foarte bine, a năpârlit cum trebuie, n-are nicio problemă. Momentan, vreun an de zile o să stea, cred că, sau până maxim un an, depinde de creșterea lui, o să stea pe acest terariu. Iar după care o să vină el aici și Zochi aici. O să fie exact invers. Pentru corn, un terariu de un metru este mai mult decât perfect. Mulți țin în cutii sau... unde mai țin, iar pitonul va urma să se mute dincolo. Numele lui este Buddha, deci o să rămân Buddha, Zochi și Rita. Cred că Rita rămâne. Sau dacă îmi găsiți voi un nume mai bun în comentarii, o să mă mai răzgândesc. Hai, mergi și tu. Asta se va face foarte gros,
extrem de frumos, animalul, o culoare deosebită, nu știu, îmi place foarte mult, toți îmi plac, ia uitați-l, o musculatură incredibilă, un constrictor adevărat. Iar peste mai mult timp mai vedem cum facem cu alte terare și așa mai departe. Da, cam ăsta ar fi videoclipul. Cam ăștia sunt șerpii pe care am. Trei șerpi mari și lați, aș putea să zic. Nu sunt chiar așa, dar na. Cam astea sunt terariile amenajate. Nu uitați, un share, un like, distribuiți unde doriți. Tăiați părți și trimiteți pe TikTok dacă vreți să mă ajutați, că am văzut că merge treaba cu TikTok-ul. Uite, deci e din capătul ăla până în capătul ăsta și nu e întins. Deci are 1,50 m și plus. Deci are lejer. Trebuie să-l mai măsor odată. No, cam atât. Ne vedem data viitoare. Pa!